Pâinea vieții se numește poezia. Doamne, îți mulțumim pentru această pâine. Pâinea care dă viață, mântuire, veșnicie, nu e cum au zis iudeii, nu e mana din pustie, nu e grâul aluatul frământat într-o covată, nu e pâinea după care umblă lumea disperată. Nu e aluatul firii, iarba care crește spic, care se transformă iarăși în țărână, în nimic. Pâinea care dă viață este de așa natură că nu o poți găsi oriunde decât numai în Scriptură. Frământată, plămădită, coaptă pe Golgota sus, pâinea care dă viața omenirii e Iisus. E Iisus, numit Hristosul, Domnul care s-a întrupat, după ce de strălucire mai întâi s-a dezbrăcat. Creatorul omenirii, meșterul numit Cuvântul, Dumnezeu prin el întinde cerurile și pământul. Oști de îngeri, oști de stele, oști de tronuri, de domnie, toate prin Iisus se înalță cu cântări de bucurie. Căci Iisus purta peceta ce i-a fost de Tatăl dată, toată gloria cerească lui i-a fost încredințată. Cel din tâi și cel din urmă, în al cărui veșnic nume se găsește mântuirea, pâinea ce a venit în lume. Pâinea care dă viață pentru omul nou, puterea, căci Iisus a fost trimisul să ne aducă învierea. Despre el vorbeau profeții, el e pâinea din Scripturi, turtă coaptă sau prăjită, veșnice învățături. Pâine sau cuvântul sacru care ne-a adus iertare, fără aluatul acru care înseamnă dezbinare. Pâine însă nedospită, prin credință frământată, nu cu ură, răutate, ci cu dragoste curată. Nu cu aluat fățarnic să slujim altarul sfânt, ci cu azima curată să vestim al său cuvânt. Nu luați învățătură, a zis Domnul către ai săi, sau fugiți de aluatul frământat de farisei. Fariseii, cărturarii și o parte din popor i-au zis Domnului să facă semne înaintea lor. Dacă ești, atunci arată, dovedește-o, tot să știe. Moise la părinții noștri le-a dat mană din pustie. Le-a dat pâine îngerească, tot poporul a mâncat. 40 de ani de zile Dumnezeu i-a săturat. Bieții s-au ascuns în dosul cortului israelit și cu vorbe din Scriptură pe Hristos l-au ispitit. Domnul însă le răspunde lor și celorlalți amici când s-au potignit o parte dintre frații ucenici. Pâinea care dă viață lumii este trupul meu. Cine însă înțelesa un cuvânt atât de greu? Așa ceva niciodată nimeni n-a mai pronunțat, dar Iisus această taină pentru ei a repetat. El vorbea despre natura de cuvântul întrupat, care dă viață lumii și iertare de păcat. Cina sau împărtășania e dovadă, mărturie, căci pe Golgota, pe cruce, s-a frânt pâinea, pâinea vie. Duhul dătător de viață e Iisus Hristos, cuvântul, căci a lui învățătură umple astăzi tot pământul. De pe țărmul Galilei vestea a zburat departe. Pâinea vieții sau cuvântul este veșnic fără moarte. Lângă masa încărcată stau copiii și părinții, din cuvânt citesc țăranii, dar și regii și președinții. Pentru fiecare clasă Domnul are îndeajuns. Pentru orice durere în cuvânt găsești răspuns. În cuvânt găsești bucate, pâine, fagure de miere, fiindcă nici o iotă scrisă nu-i lipsită de putere. Domnul a zis,
Voi nu vă duceți când s-au potignit drumeții, Doamne, unde? Căci la tine sunt cuvintele vieții. Doamne, la al tău cuvânt, Petru trage mreaja plină, căci cuvântul lui Hristos e puterea cea divină. Zi o vorbă și ajunge, Doamne, pentru vindecare, dar Iisus a zis, sutașul are în el credință mare și căței de sumasă au mâncat firimituri, căci puterea vindecată e cuvântul din Scripturi. Pâinea care dă viață nu e piatra celui rău, e cuvântul care vine zilnic de la Dumnezeu. E cuvântul care ține nori și stele și planete, până când cei șapte îngeri vor suna cu a lor trompete. E cuvântul care face ceruri noi și un pământ și un nou pământ, unde va domni dreptatea, Dumnezeul nostru sfânt. E cuvântul care cheamă tată, mamă, fiică, fiu, astăzi căutați pe Domnul până nu e prea târziu. E cuvântul ce usucă toți smochinii fără rod, iar în mâinile curate este mreajă, e năvod. Pâinea care se împarte pe amvoane, pe altare, e comoara din țărână, plină cu mărgăritare. Bob de grâu sau floare rară, trandafir mirositor, mielul care se jerfește, leul cel biruitor, vulturi cu aripi de slavă care zboară peste zări ca să aducă vestea bună celor de la depărtări. Pâinea care stă pe masă, frate, numai să mănânci, sau ciocanul care sfarmă inimi de argint de stânci, glas de tunet și de groază care ne-a umplut de teamă, dar și melodie lină care păcătoșii cheamă. Salvatorul omenirii, astăzi denumit păstorul, dar în ziua aceea mare el va fi judecătorul. Astăzi pâinea învierii, mâine foc mistuitor, pe vrășmașii mântuirii aruncându-i în cuptor. Astăzi omul blând ce iartă oamenilor răi păcatul, mâine regele cel veșnic, cel ce vine, împăratul. De aceea, ia exemplu, frate, soră, pe Ilie, până la Horeb distanța este mare prin pustie. Uite pâine pe Jăratec, Dumnezeu ți-a dat, servește. Cartea Sfântă e pe masă, ia-o și din ea citește. David, Solomon, Isaia, sau în Luca, în Matei, sau Geneza, sau prorocii, unde-ți place, unde vrei. Gustă până la săturate din aceste două pâini, Vechiul Testament și Noul, ține-l sub priviri, în mâini, căci Cuvântul Sfânt lucrează înnoire, transformare. Dacă ești bolnav în suflet, El îți dă și vindecare. El îți luminează mintea, ochii, sufletul tău, căci cuvintele Scripturii au puteri din Dumnezeu. De aceea, cercetează și trăiește cum e scris, căci cuvintele vieții sunt aripi spre paradis. Uite colo, pe Golgota, trupul lui Iisus se frânge. Dumnezeul îndurării ne-a răscumpărat cu sânge. Mii de neamuri, mii de graiuri vin de acum în colonate, îmbrăcați în haine albe, mântuiți de-a lor păcate. Printre miile de cete, iată vine și tâlharul, ca să vadă fariseii cât de mare este harul, ca să știe toți vrășmașii, strănepoții lui Cain, dacă se întorc la Domnul, vor scăpa de iad, de chin. Omule, ce stai pe gânduri la răscrucile de drum, Dumnezeu, prin Cartea Sfântă, îți vorbește chiar acum. Fă un pas și încă unul, înainte prin credință. Mergi pe calea care duce sus în cer prin pocăință. Fraților, această pâine are veșnică putere, căci cuvântul e mai dulce ca și fagurul de miere. După cum a zis profetul, vin o vreme pe pământ când va fi o criză mare, nu de pâine, de cuvânt. De la o margine la alta, de la munte până la mare,
Foametea spirituală va fi criza viitoare. Israele, Israele, împietrirea ta cea mare a fost pentru restul lumii har și binecuvântare. Ale tale coșuri pline cu fărămituri de sus s-au golit, e aproape ziua să vă întoarceți la Isus. Fraților, cuvântul are împletiri și noduri multe, fericit e cel ce vine să învețe să asculte. Fericit e cel ce pune aluat în trei măsuri, cele trei botezuri sfinte arătate în Scripturi, legământul cel cu apă, sigilat cu Duhul Sfânt și botezul care arde vasul nostru de pământ. Aleluia, slavă ție, dragoste din cer fierbinte, pentru pâinea ta aleasă noi îți mulțumim, Părinte, și te mai rugăm, o Doamne, înainte de a sfârși, dă-ne-o și pe cealaltă pentru fiecare zi. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Frumoasă poezie.